revin la ce am propus atunci, prin acel proiect. Am propus ca în primii 3 ani de zile, teatrul din Turda să fie un teatru gazdă și să aducem la Turda teatrele mari din țară cu care să facem stațiuni, din București, din Cluj, din Timișoara, din Târgu Mureș, etc. Pe parcursul acestor 3 ani să se pregătească o echipă de actori și o echipă de teatru la Turda, așa, care încet să fie cuprinsă în stagiunile acestea, după 3 ani de zile, teatrul din Turda să dobândească forță și capacitate și valoare și de sine stătător să facă stagiune. Păi, am înțeles că este implicat teatrul într-un proiect similar, cumva. Doamna Pintea vorbea de un festival de teatru la Turda la un moment dat. Să-l facă. Ok. Apropo deci, Asta este, de ce am vrut noi să facem stagiunea cu teatrele mari? Pentru că publicul turdean, pentru că noi nu mai avem public numai pentru o singură sală. Și dacă la acea sală unde se vine cu invitații, domnul primar nu face listă și îi bifează cine a fost și nu a fost, nicio sală nu mai avem pentru teatru din Turda. Așa. Pe de o parte, pe de altă parte, tineretul, nu poți aduci tineretul, cum am avut acum ultima premieră, să vadă un asemenea vulg, o asemenea vulgaritate pe scenă, pentru să vadă teatrul bulevardier, când este atâta repertoriu în arta dramatică clasică, contemporană. Cum vrei, dumneata, doamna Mariană. Ok. Dumneavoastră, puteți fi considerat, să zic așa, un fel de nostalgic al artei ca artă? Al bunului simț în artă. Bun. Al bunului simț și a performanței în artă. Pentru că și în orașul nostru sunt oameni care au un nivel ridicat de cultură, sunt oameni intelectuali, care așteaptă ceva și care sunt contribuabili și dăm foarte mulți bani la primăria Turda. Și pe banii noștri, ceea ce se întâmplă în cultura turdeană este de râsul plânsul. Pornind de la inițiativa noastră generală de recuperarea culturii, amintind de acest proiect de care spuneați că așteaptă un răspuns și proiect care nu v-ar mira să-l vedeți pus în practică într-un fel sau altul, vă întreb, ca persoană preocupată de cultură, de ce nu sunteți mai incisivi? De ce nu insistați mai mult la primărie? Mergeți azi, mergeți mâine, până când primiți un răspuns sau până când, nu știu, vi se spune, domnule, nu avem bani sau domnule, nu știu ce. Da, să primiți un răspuns sau măcar să fiți prezent dacă ziceți că aveți atâta pornire de recuperare a culturii. Că faceți întâlnirile colocviale, sunt cumva percepute probabil de unii ca fiind într-un mediu privat. Însă, dacă vreți să zic așa, o ieșire mai mare în public, de ce nu insistați mai mult la primărie cu proiectul ăsta? Să mergeți până primiți un răspuns. Mergeți acum, mergeți peste 2 luni, peste 3 luni. Să se vadă că într-adevăr există o intenție în sensul ăsta din partea dumneavoastră. Vom insista la primărie după alegerile din iunie. Sperăm să se schimbe toată echipa din primărie. În Comisia de Cultură, în special, să vină oameni care au cât de cât o legătură cu cultura, sperăm într-o reformare a clasei politice. La viitoarele alegeri, pe listele partidelor și pentru asta să nu mai fie oameni care se doresc a fi puși pe căpătuială și numai de a ajunge la banul public. Acum nu știu dacă neapărat e adevărat că realitatea ar putea să... Ca să vă dau un răspuns, de-aia nu mai facem și nu mai insistăm, pentru că nu mai avem încredere în acești oameni și ne-au dezamăgit. În special ne-au dezamăgit primarul domnul Ștefănie și pot da exemple concrete cu ce dezamăgiri profunde ne-a făcut. Totuși, asta vreau să spun că realitatea din ziua de azi ar putea să vă confirme spusele în ceea ce privește amestecul politicului în diverse domenii, precum sănătate, educație, cultură, etc. Dar nu ar fi bine ca
politicul să nu fie integrat în cultură, cultura să fie privită de sine stătător și nu dependentă de politic. Ziceați că nu puteți să lucrați, să zicem așa, sau să insistați la o anumită administrație locală de o anumită coloratură politică și credeți că altă coloratură politică ar putea fi mai receptivă. Poate ar trebui privită cultura ca ceva distinct și de sine stătător, care e deasupra politicului și deasupra oricărui lucru, pentru că operele de artă dăinuie, nu se cramponează în politic, în cine-i primar astăzi sau cine-i primar mâine sau așa. Asta pe de o parte și pe de altă parte, presupunând că nu se schimbă algoritmul politic din primăria Turda, să înțeleg că proiectul ăsta va rămâne într-un sertar și nu veți mai insista niciodată? Ca să le iau părerea asta, sunteți un visător, domnul Maria. Păi măcar atâta să mai face. Așa. Eu sper că, vedeți că toți oamenii din Comisia de Cultură fac parte dintr-un anumit partid politic. Și noi sperăm ca clasa politică și din Turda să se reformeze. Și în politica turdeană să vină oamenii potriviți la locul potrivit. De exemplu, am mare încredere că la aceste alegeri, pe un loc eligibil, din partea USL-ului, va fi doamna Dora Arion. Pe care, și dacă va fi așa, cu toți o vom susține pentru a ajunge în Comisia de Cultură și chiar a fi chiar șefa Comisiei de Cultură. Deci, oamenii din Comisia de Cultură și primarul și viceprimarul sunt tot oameni politici. Tot nu ne putem debarasa de politică. Numai că cei care vin, bănuiesc că printre ei vor fi și oameni care au o viață culturală, spirituală mai bogată și care doresc să ofere un viitor, în primul rând, tinerilor, copiilor. Asta măcar pentru că speranța mare ultimă. Speranța mare ultimă. Ok, deci ca, să zic așa, ca și concluzie, să înțelegem că o revigorare a culturii sau o pornire pe drumul ăsta al recuperării culturii turdene ar putea fi făcută abia după alegeri. Da, abia după alegeri. Și noi și facem din partea societății civile, am venit cu o inițiativă pe care deja am anunțat-o, în care știut fiind faptul că cultura reprezintă un mod de a fi, de a ne afirma și de a supraviețui, dorim să avem cu statut permanent o zi a culturii turdene, exact așa cum 15 ianuarie este ziua culturii naționale. Noi am crezut de cuvință că această zi a culturii turdene poate să fie anual și marcată printr-o serie de manifestări culturale de înalt nivel cultural. Pe data de 16 octombrie am ales această dată pentru că în 16 octombrie 1948 a fost prima premieră la Teatrul de Stat din Turda cu piesa O Noapte Furtunoasă. Nu, O Scrisoare Pierdută. O Scrisoare Pierdută. Și pentru că această instituție este o instituție emblemă a culturii turdene. Tot nu mi-ați răspuns, că acum nu vă las. Dacă nu se schimbă algoritmul politic în primărie, rămâne proiectul într-un sertar și nu se mai întâmplă nimic? Dacă nu se schimbă, o să încercăm să revenim cu proiectele și să ne luptăm cu mediocritatea și poate că până la urmă își vor da seama că fiecare dintre noi în timp trebuie să aibă acces la acte de cultură de calitate și să-și ridice nivelul de cultură.